Început în cursul săptămânii cu diferite acțiuni în școli, continuate ieri cu ziua porților deschise în garnizoana din cetatea Radului, manifestările prilejuite de ziua armatei din acest an de la Arad au culminat cu manifestarea depunerii de coroane și a ceremonialului militar aici în Parcul Eminescu, în spatele primăriei, unde a avut loc obișnuitul ceremonial, cum spuneam, care se desfășoară în fiecare an cu prilejul acestei zile, în care în România este sărbătorită eliberarea în 1944 a ultimei porțiuni a teritoriului național de sub ocupația fascistă și hitleristă. Cum s-au desfășurat evenimentele comemorative ale acestui eveniment, puteți urmări în materialul care urmează. Ceremonialul desfășurat în Parcul Eminescu a cuprins momente solemne, cum ar fi intonarea imnului, o slujbă religioasă, precum și discursuri care au evocat momentul istoric și importanța armatei române în cucerirea și păstrarea independenței și suveranității țării. Ziua armatei, ziua de glorie a ostașului român, așa cum s-a vestit și care aduce omagiul strămoșesc față de națiunea întreagă. În urmă cu 70 de ani, instituția pe care o sărbătorim astăzi a eliberat ultima palmă de pământ românesc. De atunci și până acum, această instituție s-a dovedit a fi convingătoare în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a performat, astfel că astăzi ne găsim la momentul în care putem spune că România are o armată performantă. Reprezentanții ai armatei, autorităților publice, ai partidelor politice, precum și altor instituții, au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. Evenimentul s-a încheiat, ca de obicei, cu o paradă militară.